nou și acum, cu pogorârea Sfântului Tău Duh, care simțește toate și simțește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar cu Tău Duh, împărată, vină și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care simțește toate și simțește, Doamne, apa aceasta. Iubitorile de oameni, împărate, vină și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Astăzi, în 5 ianuarie, s-a sfințit pentru prima dată aghiazma cea mare în anul acesta al Mântuirii 2023 și la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, Catedrala veche istorică a Episcopiei Giurgiului și a orașului Giurgiu. După ce s-a săvârșit liturghia Sfântului Vasile cel Mare, împreună cu Părintele Vicar Teodor Șerban, am săvârșit, așa cum spunea, slujba de sfințire a aghiasmei celei mari pentru prima dată anul acesta. Invităm pe toți enoriașii și credincioșii Sfintei Biserici să participe mâine în ziua de bobotează la slujba înălțătoare ce se va săvârși în toate bisericile și mănăstirile pentru sfințirea apei, pentru a primi această apă binecuvântată, apă ce se păstrează cu evlavie, întrucât ea este sfințită după o rânduială aparte, unică în cursul anului bisericesc, se păstrează în casele credincioșilor, se stropesc mormintele celor dragi, la țară se stropesc ogoarele și tot ceea ce înseamnă grădinile, livezile oamenilor. Nu în ultimul rând, din această apă binecuvântată, noi credincioșii gustăm în fiecare zi până în ziua de 14 ianuarie, când este odovania sărbătorii acesteia a botezului Domnului. Să rânduiască bunul Dumnezeu să primim
această apă binecuvântată și să ne fie de folos fiecăruia dintre noi.